Ioan Slavici. Știau oamenii cum să facă, dar nu făceau. Educațiunea e îndrumare spre stăpânire de sine, îndrumare spre supunerea către rânduiala morală, ori îndrumare spre virtute. Prin educațiunea rațională, omul are deci să fie îndrumat, înainte de toate, spre cumpătare, spre spiritul de economie, spre clemență și spre generozitate. Piscurile acestor munți se ating greu, dar se urcă. Iluziile pe care ni le facem sunt totdeauna mai senine decât realitatea, pentru că rezultate din chiar trebuința noastră, ele trebuie să fie pe deplin adecvate cu ea, ceea ce realitatea nu este niciodată. Nu ia bine când îndoiala se furișează în inima omului. Oricât de bătrână ar fi baba, îi se înveselește inima când o crezi încă tânără. Și cel mai rău om se moaie și el nițel când alții îl cred bun. Să nu stingi lumina când e supărare în casă. Trebuie să stingi mai înainte supărarea și numai apoi lumina. Când omul a făcut începutul, el nu mai ajunge la capăt. O dorință naște pe cealaltă. E însă lucru știut că femeile se schimbă foarte ușor. Nu numai așa, din Crăciun până în toamnă, ci până chiar și din o clipă în alta. Nevoia este cel mai bun învățător. Iubirea e din altă lume și se ivește din senin, fără ca să știi de ce. Se dă pe față, fără ca să știi cum, și te duce, fără ca să știi unde. Iar cine e deprins cu răul, la mai bine nici nu gândește. Sărăcenenilor le părea că decât așa, mai bine nu poate fi. Peștele în apă, pasărea în cer, cârtița în pământ și sărăcenenii în sărăcie. Unde nu e nădejde de dobândă, lipsește și îndemnul de lucru. Ești fericit când ai liniște în coliba ta. Prieteni are cel ce știe să și-i facă. Obraznicul mănâncă praznicul. Ce nu face omul de dragul copiilor săi? Nu se poate să-i faci unui om o mai mare nedreptate decât să-l mustruluiești pentru o greșeală pentru care-și face el însuși destule mustrări. Limba română este comoară fără cheie. Dascălul este cel mai mare lucru în sat, cel mai mare lucru în țară. Pe vrăjmașul pe care nu-l poate birui, tot omul cu minte și-l face tovarăși.